Să ne vaccinăm sau nu copiii? Oricât de rațional încearcă un părinte să abordeze problema, teama de eventuale consecințe asupra propriului copil ridică cel puțin un semn de întrebare. Cea mai bună soluție în cazul unei astfel de incertitudini este căutarea de informații corecte, de încredere, din partea unor specialiști care și-au dedicat ani de studiu acestor fenomene. O sumă de conjuncturi face ca tocmai unul dintre cei mai căutați medici pediatri din Sibiu, Călin Meteș, să fie primul sibian vaccinat antipolio în timpul Marii Epidemii din 1957, care a afectat mii de copii din România, conform turnul sfatului.ro. Trei copii au murit după ce au prezentat sindrom hemolitic uremic în ultima perioadă. O știre care le dă părinților fiori. Puteau fi vaccinurile de vină? Vreau să contribui la dezamorsarea acestei prostii generale. Fenomenul îmbolnăvirii cu sindrom hemolitic uremic nu are nimic de a face cu vaccinurile. Opinia mea este fundamentată științific în ani de studiu, susține răspicat doctor Meteș. De altfel, acesta spune că sindromul survine de regulă la câteva zile după o gastroenterită și în niciun caz la săptămâni sau luni distanță de la vaccinare.